Bună ziua și Hristos! Stimați prieteni, suntem la cea de-a 98-a ediție de analize economice și astăzi avem un motiv, să zicem așa, destul de pozitiv, pentru că discutăm subiectul turismului, dar de ce am vrut să vorbim despre turismul în Moldova? Sunt câteva lucruri, dar prima să începem la aceea că pe data de 28 aprilie anul 2014, cetățenii Republicii Moldova au devenit mai turiști ca până atunci, în sensul că ni s-a anulat regimul de viză cu Uniunea Europeană și am făcut primul pas spre ceea ce înseamnă integrarea Uniunii Europene și libertățile pe care se le oferă Uniunea Europeană. Doar voi spune că sunt câteva libertăți fundamentale care le are un cetățean european care este membru al Uniunii Europene, noi încă nu suntem. Prima este libera circulație, care noi am obținut-o. Doi, libera circulație a forței de muncă. Asta înseamnă că poți să lucrezi în Uniunea Europeană. Nu avem încă acest lucru. Libera circulație a mărfurilor. Noi mergem în această direcție a capitalului și a serviciilor. Deci Republica Moldova în 2014 a făcut un pas enorm când noi am obținut libera circulație cetățenilor. Drept rezultat, spre exemplu, în anul 2022, 110,8 mii de cetățeni din Republica Moldova s-au odihnit în una din țările Uniunii Europene și aici vorbim de turism organizat. Deci au apelat la agenții de turism pentru a merge la odihnă în Uniunea Europeană, 110,8 mii. La polul opus află CSI-ul. Deci obțin de la capitolul odihnă, noi din CSI am ieșit de mult. Deci dacă până în 2017 aveam undeva vreo 8.000 de oameni pe an care mergeau la odihnă în CSI, din ei 90% mergeau în Ucraina, din moment când Ucraina a părăsit CSI-ul, în CSI anul trecut am avut circa 300 de persoane care au mers la odihnă, 111.000 în Uniunea Europeană și 300 de persoane în CSI. Deci noi ce obțin la capitolul odihnă suntem integrați. Știind că avem acest eveniment important după mine în viața noastră, ne aducem cu toți aminte, era incredibil, nu credea că m-am obținut în regimul liberalizat de viză, am rugat colegii la CBS Research, CBS Ax, acum se numește CBS Research, în una din cercetările lor pe care au realizat-o, se introduc cu două întrebări în care am vrut să văd dacă circulă cetățenii noștri sau nu. Desigur, noi am avut mai multe întrebări cu mult mai profunde, într-un viitor apropiat vom pune mai multe întrebări pentru a afla mai multe detalii privind odihna, dar acum pur și simplu am dorit să aflu. Anul trecut, în 2022, câți din cetățenii noștri au fost peste cotare? Întrebarea a fost sunat simplu. În ultimele 12 luni de zile ați fost sau nu peste cotare? 38,4 din cetățenii Republicii Moldova, deci practic fiecare a patrulea om din Republica Moldova spune că timp de o an de zile a fost cel puțin o dată peste cotare, evident peste cotare în cazul dat, după cât vedeți, în cea mai mare parte vorbim despre Uniunea Europeană. Dacă îi luăm după vârstă, observăm că cei mai activi sunt tinerii. Cei de la 18 până la 24 de ani, practic 54%, cei de la 25 până la 34 de ani, 52%. Altfel spus, populația de la 18 până la 34 de ani, deci tinerii, cum îi numim noi, fiecare a doilea a fost cel puțin o dată peste cotare timp de 12 luni de zile. La vârsta 35-44 de ani avem 42%, de la 45 la 59 de ani 37% și, după cum și era clar, cei mai în vârstă, de 60 de ani, 22,5% au fost cel puțin o dată peste cotare, dar observăm că și ei circul destul de activ, fiecare a cincilea sau aproape fiecare a patrulea om, chiar cu vârsta înaintată, în prezent circulă. Evident, nu s-a realizat sondajul în trecut, dar chiar mi-ar fi interesant cum era cu 10 ani urmă. Vă asigur că situația era cu totul alta. Dacă ne uităm după locul de trai cetățenilor, observăm iarăși că cei mai activi sunt cei din municipiul Chișinău, 55% din ei sau fiecare a doilea locuitor a municipiului Chișinău a fost cel puțin odată peste cotare, în Bălți 47%, în restul orașelor din Republica Moldova, cu excepția Chișinău și Bălți, 37%, oamenii din sate cred că muncesc mai mult, dar fac o glumă aici. E legată asta și de starea materială, tot influențați mult, 31%. Dacă observăm, cel mai mult este Chișinău, cel mai slab sunt satele. De câte ori ați fost peste hotare? Din toată populația Republicii Moldova avem în mediu, să iau media națională, dumneavoastră deja cineva avea timp, v-ați citit toate graficele, 17,3% sau fiecare a doilea aproape din cei care au fost peste hotare spun că a fost o singură dată peste hotare.
13,8% spun că a fost de 2-3 ori și aici observăm foarte mare diferența dintre cei din sate, cei din oraș, cei din sate circulă mai rar, cei din oraș mai des. Și 7,3% mai mult de 4 ori, deci în total iarăși 38,4%, deci avem 7% din populația țării care cel puțin de 4 ori timp de ani de zile au fost pisotare, avem unii care au fost cu mult mai mult. Dar, după cum am spus, aceasta mică, mulțumesc CBSX Research pentru datele pe care ne le-au furnizat și sunt prezentate aici în premieră, ele nu au fost făcute publice, au fost făcute special la comanda mea și a IDES Viitor și a Privesc Eu, în cazul dar vorbim de Privesc Eu, și ei ne le-au dat comabilitate și noi le-am prezentat azi în premieră. Dar astăzi vreau să mă întorc înapoi la turism. Din ce cauză? Din cauza că turismul în 2020 a trecut pentru o perioadă foarte grea, cred că este una, nu cred că, dar este una din cele mai afectate ramuri, iar în 2022 noi am avut o recuperare completă și după cum am anticipat în una din edițiile anterioare, ramura turismului în 2022 a bătut toate recorduri posibile. După numărul de cetățeni ai Moldovei care au plecat peste hotare am avut cifra maximă, după numărul moldovenilor care s-au odihnit în Moldova am avut o cifră maximă, după numărul străinilor care au venit în Moldova am avut o cifră maximă și respectiv numărul de turiști tot este maxim. Aici doar vreau să fac o mică nuanțare. Noi vorbim despre turism oficial, turism organizat. El acum puțin se deosebește și avem o creștere destul de puternică, inclusiv și datorită faptului că cel mai mulți oameni prin turismul neorganizat mergeau în Ucraina. De unde noi știm acest lucru? IDES Viitor a realizat câteva cercetări și cred că în viitoarele luni vom realiza iarăși o cercetare privind destinațiile de odihnă și atunci am observat că cei mai mulți oameni mergeau în Ucraina în mod neoficial, neorganizat. Acum, fiind probleme, cu toate că și acum am început a merge, merg la odihnă, totuși o parte considerabilă s-au reorientat și la noi a sărit în sus, el și era pe primul loc, dar Turcia și Egiptul sunt acum țările de bază ca destinație. Dacă ne interesează unde pleacă cetățenii Republicii Moldova? În ultimii 5 ani de zile, cetățenii Republicii Moldova organizat au vizitat 136 de țări. Este foarte mult pentru altele, mai mult de jumătate din țările globului, dar după cum asta vorbim, e organizat. Neorganizat, cred că nu găsește un colț pe glob pământesc unde nu este, unde n-a fost picior de moldovean, dar 136 de țări, dar după cum bănuiți, top 10 țări dețin peste 95%, deci practic noi avem în primele 10 țări, avem 96%, iar primele 5 țări 90%. De fapt, cetățenii noștri în Turcia 43%, asta am luat datele pentru ultimii 5 ani de zile, deci mie de 5 ani de zile, 43% din cetățenii Republicii Moldova când merg la odihnă, merg în Turcia. Când spui odihnă, asta e Turcia, când spui Turcia, înțelegi odihnă. Pe locul 2 este Bulgaria cu 20%, pe locul 3 Egiptul cu 12% și pe locul 4, România cu 9,38%. Aici vreau să spun că România turism organizat are 9,38%, dar să nu uităm că la noi este foarte puternic turismul neorganizat, unde în România merg cu mult mai mult decât în Turcia sau Bulgaria. Și închei primele 5 țări, Grecia. Mai departe, vedeți în linii descrescând, au mers oameni și în Ucraina, dar încă o dată, repet, cei mai mulți în Ucraina, cred că peste 80% din Ucraina merg prin turismul neorganizat. Top 5 țări de unde vin turiștii în Moldova. Aici situația este și mai diferențiată. Dacă la turismul moldovenii care pleacă pe psihotare, noi estimăm că din doi moldoveni care pleacă la psihotare la odihnă, unul pleacă de sine stătător și unul pleacă prin agenție de turism, cam raportul 1-1, atunci turiștii străini care vin în Moldova, raportul este cam de 5-1. Deci la unul care vine oficial prin agenție, mai avem 5 care vin oficial. Cum să-i măsurăm pe ăștia 5 până când mi-e greu să-mi dau seama, cred că nu găsesc o modalitate, dar oficial din Republica Moldova, iarăși top 5 țări, 70%, avem din foarte multe țări venite, n-am făcut lista, dar cred că poate fi identificată, pe locul 1 este România cu 31%, pe locul 2 Ucraina 14,3% și pe locul 3 Italia cu 8,7%. De ce Ucraina este atât de sus? Eu am luat mie de pe 5 ani de zile. Pentru 2022 situația este puțin altfel, cu toate că cei mai mulți oameni s-au odihnit în pensiunile noastre agroturistice în 2022, anume pe cetățenii din Ucraina, care în felul acesta și-au găsit o modalitate de a locui în Republica Moldova. Câți turiști
deservesc industria noastră a turismului. După criza din 2020, când noi am avut 110.000 de turiști, cifra, 124.000 de turiști, mai puțin decât atât, am avut tocmai în 2001. Deci noi am avut în 2020 cel mai mic număr de turiști oficiali din ultimii 20 de ani de zile. În 2022 am avut o recuperare extrem de rapidă, cel mai mult ne-a bucurat turismul intern. Deci la turismul intern noi avem o creștere pur și simplu incredibilă. Dacă noi înainte aveam la nivel de 15.000 de turiști, 20-30.000, acum am ajuns la 124.000 de turiști, ceea ce este foarte bucurător. Cetățenii Republicii Moldova descoperă Moldova și avem 124.000, este o cifră foarte interesantă. Uitați-vă, dacă în 2019 am avut 310.000 de moldoveni au plecat peste hotare și 46.000 au rămas în țară, adică era raportul 1 la 7, unul pleca, unul se odihnea în țară, 7 peste hotare, atunci în prezent avem deja raportul 1 la 3. Deci situația s-a îmbunătățit foarte mult, în prezent foarte multă lume se odihnește în Moldova și noi am bătut toate recordurile posibile. Cu turiștii străini avem 29.000, evident este foarte puțin, dar încă o dată vreau să repet, din cei 29.000 care vin oficial, mai avem încă vreo 140.000 care vin fără agenții de turism, 124.000 care s-au odihnit în Moldova și 325.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, în mod organizat, s-au odihnit peste hotare. Din cei 325.000 de turiști care s-au odihnit peste hotare, ei se împart în felul următor. 202.000, sau vedeți, majoritatea covârșitoare, este Turcia și Egipt, 111.000 țările Uniunii Europene, mai puțin de în jur de 300 țările CSI și 14.600 alte țări, dintre care e și sub alte țări, acum e Ucraina, cu Ucraina e și din CSI. În total 325.000. Dacă observați, Turcia și Egipt au crescut în ultimii ani și în mod special a crescut acum după pandemie și războiul din Ucraina. Cred că foarte multă lume din cauza războiului din Ucraina s-au reorientat Turcia și Egipt. Uniunea Europeană, noi am avut recordul în 2019, 164.000 de turiști s-au odihnit în Uniunea Europeană, preponderent în Bulgaria. Acum, cred că recuperăm în 2023, cred că noi batem recordul din anul 2022. Aici vedeți împărțiți pe ultimii 5 ani de zile unde se odihnesc cetățenii noștri, vedeți deja graficul dat, în Turcia și Egipt 53,4%, în țările Uniunii Europene aproape 40%, CSI 0,3% și alte țări 8,4%. După cum am spus, noi din CSI deja ce opțăm la capitolul turism am ieșit de mult. Câți turiști s-au odihnit, au fost cazați în toate capacitățile noastre turiști din Republica Moldova? Aici încă n-am ajuns la nivelul de până la criză. În 2019 am avut 375.000, în acesta am avut 334.000. Din ce cauză încă nu ne-a recuperat? Noi ne-a recuperat foarte bine la tot ce înseamnă turism, agroturism, aici avem o creștere dublu. Nu am reușit să recuperăm tot ce înseamnă odihnă în alte spații, inclusiv în orașele mari, în special cum este municipiul Chișinău. Totuși, în trimestrul 3, noi am avut un record practic fără precedent, 125.000 de persoane într-un singur trimestru. Aici aveți datele. Străinii care au venit în Moldova, iarăși noi aproape am reușit să recuperăm, dar mai avem, am avut maxim 174.000, acum am ajuns la 162.000. Observați, căderea a fost bruscă, de la 174.000 am ajuns la 18.000, sub 18.000, deci o cădere de aproape 10 ori, dar și recuperarea este la fel de bruscă. Deci tot ce a însemnat ramurile turism, nu s-a întâmplat nimic în interior decât efectele COVID-ului. Agropensiunile. Asta este mândria noastră. Deci agropensiunile, într-adevăr, au a doua viață și deci aici se întâmplă câteva lucruri interesante. Foarte repede voi trece. Deci la noi ele au apărut prima agropensiune în 2004. Atunci am avut 300 și ceva de oameni în timp de ani de zile, aproape toți erau străini. În prezent, în agropensiune, așa ca să ne discutăm foarte mult, 90% din toți care se odihnesc sunt cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova din oraș au nostalgie, vor să meargă în sat și-și aduc aminte. Asta nu este o fabulă, asta este o realitate. 37.000 de persoane, dintre care 30.000 sunt cetățenii Republicii Moldova,
au mers în acest an în sat. Observați, noi avem record după record. În iarna 2022-2023, asta vor fi datele viitor apropiat, Biroul de Statistică acum dă date foarte calitative și rapid, pentru asta, pentru aceasta vreau să le mulțumesc. În iarna 2022-2023 noi am avut cel mai mare număr de turiști, cred că avem ceva la nivelul de 20.000 persoane. Ceea ce înainte veneau pe parcursul anului, iar iarna la noi era cel mai mic număr de turiști și capacitatea de încărcare, dacă în mod normal o pensiune supraviețuiește de care 40% rata de încărcare la noi era cam 20%, iar iarna era 5%, în prezent noi iarna practic am reușit să creștem la un nivel care înainte era timp de un an de zile. Și aici vedeți turiștii moldoveni, am aproximat 28.500 au fost cetățenii Republicii Moldova care s-au odihnit și observați, în fiecare iarnă numărul lor crește. Dacă anul trecut am avut 5.000, în 2020 tot am avut tot între 5.000, era în pandemie, ce vreau să vă întâlnesc. Atunci a fost prima dată. Trebuia să public și datele din 2019, data viitoare vă dau și 2019 și veți vedea. Până în 2019 la noi iarna practic nu aveam turiști în agropensiuni. 2020, pandemia, ne-a făcut imposibil odihna pe psihotare, oamenii s-au odihnit acasă și a devenit tradiție. 5.500 iarna în 2020, doar în trimestru 4. Dacă adăugăm și trimestru 1 următorul an, avem peste 8.000. În anul 2021-2022, iarna, am avut peste 10.000. Doar cetățenii Republicii Moldova. În acest an, încă nu avem cifrele, în trimestrul 4 am avut 7.000, în primul trimestru bănuiesc că am avut tot undeva cel puțin vreo 6.000, în total vreo 13.000 cred că au fost. Străinii. Recordul a fost obținut în anul 2017-2019, 6.000. Anul acesta am ajuns la 8.000. Deci străinii tot vin destul de activ în agropensiuni. Evident, interesul față de agropensiuni a crescut enorm. Dacă noi în 2004 am avut 88 de locuri de cazare în agropensiuni, în prezent avem 1430. Observați, în pandemie am avut 1000 și în 2 ani de zile la noi numărul de locuri de cazare în agropensiuni a crescut 40%. Dați-mi vă rog încă o ramură din economia noastră națională care în perioada de criză, 3 ani de criză, cea mai profundă criză care a avut Republica Moldova, pandemia care a lovit în ramură turismul, după aceasta prețurile resurselor energetice, după aceasta război din Ucraina și uitați-vă, peste tot locul noi avem probleme, iar agropensiunile au reușit să practic să nască în această criză și noi în 2 ani de criză avem o creștere a pensiunilor agroturistice cu 40%. Și crescând numărul de pensiune, nu vorbim de loc de ocupare, dar vorbim de numărul lor în total, capacitățile de cazare din Republica Moldova, dacă în anul 2004 agropensiunile erau 0,34% din toate capacitățile de cazare, noi acum am ajuns la aproape 6%. Și dacă observați, începând cu 2020, avem o creștere puternică a tot ce înseamnă cota agropensiunilor în economia noastră. Și ultima cifră. Gradul de ocupare a agropensiunilor. Aici avem o problemă. În prezent, gradul de ocupare a agropensiunilor a ajuns la 13,38%. Deci, ce înseamnă gradul de ocupare? Câte zile din an, fiecare loc, dar aici noi calculăm fiecare loc, dar de fapt când s-a dat o cameră și este o singură persoană, deja scusire că ocuparea este deplină și noi acum suntem de fapt într-o situație proastă. Am avut 20% medie anuală. După aceasta am scăzut până la 5,31% în 2020, acum ne-am ridicat la 13,38%. Parțial din cauza că au crescut numărul de turiști, situația aceasta s-a îmbunătățit, dar crește și numărul de agropensiuni. Tot ce avem noi de făcut este ca să creștem acest indicator cel puțin la 40%. Deci noi, în prezent, ca agropensiunile noastre, atâtea cât sunt, dar dacă observați, ele cresc, se mulțesc foarte rapid, că într-adevăr oamenii văd o oportunitate, noi avem nevoie ca să dublăm numărul de vizitatori. Deci noi avem nevoie ca la agropensiunile noastre să avem cel puțin 80-100 de mii de turiști anual, pentru ca ele să poată lucra la o rentabilitate de cât bună. În final, concluzia este următoarea. Încă o dată vreau să vă felicit pentru faptul că suntem cetățeni europeni, cel puțin la capitolul odihnă, cel puțin la capitolul liberă circulație.
obținerea regimului liberalizat de viză pe noi nelegat extrem de mult de Uniunea Europeană și cel puțin la capitolul odihnă cetățenii Republicii Moldova, 99% sunt în Uniunea Europeană și cam 0,3% mai rămas în CSI. Chiar mi-e interesant cei care se odihnesc în CSI și mi-e interesant de ce lumea nu vrea să odihnească în CSI. Poate cineva să comenteze și așa să lămurească de ce nimeni nu vrea să odihnească în CSI, inclusiv cei care le place atât de mult CSI-ul. Deci toți preferă Uniunea Europeană, Turcia, Egiptul sunt țările de bază, Ucraina, cel mai mult era turismul informal, acum suntem în războiul, și agropensiunile au reușit în 2 ani de zile să crească cu 40%, o creștere spectaculoasă, iar tot ce avem de făcut este să ne gândim toți împreună cum putem asigura că în această formă de odihnă, care moldovenii au iubit-o în ultimele 2 ani de zile, să creștem ce obțin la 100 de mii în următorii 2-3 ani de zile, pentru ca companiile din acest domeniu să poată avea o activitate confortabilă și să fie la pragul de rentabilitate care să le permită să uite cu încredere în viitor. Vă mulțumesc și până data viitoare!